HCM Roman s-a ales cu o victorie în urma meciului de sâmbătă, 21 ianuarie, când a întâlnit pe teren propriu echipa din Constanța. Scor final 26-22. Victorie muncită, o victorie pe care au realizat-o fetele prin muncă, dorință și dăruire. Încă o dată s-a demonstrat că dacă joci cu dăruire și te pregătești bine, poți să învingi și echipe mult mai bune decât Constanța. Să sperăm că Bunul Dumnezeu ne va ajuta să nu ne accidentăm și să continuăm tot în ritmul ăsta celelalte jocuri. Meciurile cu cine le mai avem și de cine ne temem? Cu Galațu în deplasare și după aia acasă cu Craiova și să termine turul. Să sperăm că o să fim valiți și o să putem să ne realizăm ceea ce ne-am propus. Noi am venit după două jocuri foarte bune, cu două victorii categorice cu Craiova și Galațiu și oarecum s-a resimțit oboseala celor două jocuri drumbo și bineînțeles problemele de loc pe care le-am avut. Eu știam că ne va fi greu astăzi. Am reușit o prima repriză, cred eu, foarte bună, am fost egali, însă repriza a doua s-au resimțit problemele medicale și jocurile extrem de grele pe care le-am avut cu Craiova și Galațiu, mai ales că am venit după un meci cu Galațiu extrem de greu. Astăzi ne-a lipsit cea mai bună jucătoare și mai experimentată, Ghionea Renata, care are o fractură de piramidă nazală. Eu cred că astăzi cu ea în teren cu totul altfel arăta jocul, iar Ilkesen și cu Iovănescu Alexandra n-au făcut nici măcar un antrenament până la ora jocului. Plus portărița Sitenco, care a trebuit să plece și nu am avut-o. Vă dați seama, cu aceste probleme de lot, fără Ghionea, fără Sitenco și cu două jucătoare care nu s-au antrenat nici măcar un minut până la ora jocului, mă așteptam să ne fie greu. Felicit echipa gazdă! După două victorii consecutive și după reînnoirea echipei, antrenorul principal al Romașcancelor nu exclude încă în totalitate varianta retrogradării. Campionatul este lung, mai sunt încă 15 etape. Vin și meciuri mai grele acasă și în deplasare și așa mai departe. Fiecare meci trebuie tratat cu seriozitate și atunci sigur că dacă lucrurile vor merge bine, nu ne gândim. Dar deocamdată, ce este de la locul 6 în jos, toată lumea se bate, fuge de ultimele 4 locuri. Cu aceste două puncte obținute în urma victoriei cu Constanța, HCM Roman a adunat 9 puncte și se află pe poziția 8-a în clasament.